Domnule, papuci a găsit acolo, el când a fugit acolo, el pe aici a venit. Și a venit, el când se sprijine, unde să mai se sprijine? El l-a văzut, e noapte, întuneric. A venit cu gâtul, cu mâine în jos, i s-a rupt gâtul și a venit pe spate. Îl găsesc la morca cu gâtul rupt și coloana rupt. Cu picioarele în partea asta aici. Stați aici, să-l cunoaște urma de la genunchi, că genunchiul aici a rămas. El când se sprijine, el aici a căzut, cu mâinile. N-a văzut să sprijine, a venit și gâtul i-a venit pe spate. Și-a fost. Domnule, acum știi cine să vină? Păi, dar nu mai vorbi. Niciun... Dacă la papuce i-a luat când a venit de la criminalist. Dar la ce ori au venit de criminalist la criminalist? Vă întreba... Poliția a venit de dimineață, după ambulanță. A venit întâi ambulanța și după aia poliția. Până în sat, să vedeți dacă gropile astea sunt semnalizate, dăm două gropi. Până a te-a fost de-a buci. Până în cap. Mi se mai dă două gropi. Băiată, 21 de ani. Timp, pensionare, amărâți. Unde sunt bani? De dimineață, dar noapte, de la ora 1. Eu am închis la ora 1, dar am auzit o buitură să cadă sau nimic. Absolut. La ora 6 am deschis la magazin, mi-am spălat acolo înăuntru și am ieșit afară că am auzit țipând. Și am auzit, erau doi oameni aici care veneau să ia vacile să le ducă la cârd acolo să plece cu toții. Și aici băiatul era aici în groapă, era căzut acolo de aseară, de la, cum zice băieții, la 7 fără 3 minute și am venit și eu să mă uit. Și l-am văzut mort și a venit maică, s-a țipat, erau oamenii care a ieșit omul ăsta că stă aici, l-a văzut tot așa și n-a avut ce să-i facă. A sunat fratesul, că și fratesul l-a găsit aici, era cu bicicleta răsturnată aici, a sunat fratesul la 112, a sunat pe mama, a venit maică, au sunat la poliție, la ambulanță, a venit ambulanța și după aceea a venit criminalistica și l-au luat de acolo, au făcut poze, au făcut altceva, mai mult de atât, nu știu. După părerea mea, eu cred că singur a căzut. A vorbit la telefon și fiind noapte, nu a avut când să vadă, luminile nu erau pe stradă date și el când a venit s-a împiedicat, i-au rămas papucii și a căzut singur în groapă și altceva mai mult de atâta nu pot să vă spun. Dar gropile astea de unde sunt? Cine le-a făcut? Gropile astea sunt făcute apa, de cei care vin să ne tragă apă. Bate vântul. Bate vântul. A fost înțepenit. Dar tu un pic așa. Eu eram nici mâine, nu i-s înțeles sau când a luat băieșul. A fost înțepenit. Dacă repede, ușor pe lângă gata, până la spatele. Dar știi care e treaba? Și băia la 24 de ani, nu cred că cădea așa sigur. Nu aveam cum să vină acolo, nu aveam cum. Mai erau copii cu mine. Păi, da, și respect toți de lume, eram vorbeam la telefon, 3 minute 26 am vorbit. Și când a vrut să-l întrebe un băiat dacă mai vine pe aici, s-a auzit o dată, poc, cum s-a auzit o căzătură, cum a căzut el. S-a întrerupt cum vorbirea și am încercat să-l sunăm ea și n-a mai mers. N-ați mai venit să-l vedeți? Nu! Și când am vrut să intrăm în magazin aceea, ce ai făcut mai că sunt în canar? Și eu la glumă, în glumă am zis, n-am crezut că e. Dar nu l-ai văzut? Nu! Doar am auzit când s-a auzit pocăneala aia când a căzut el. N-a fost lumină? Deci nu a fost lumină, nu pot să-mi dau seama dacă... E posibil să fi mers pe lângă gard? Lângă gard? Tot ce e posibil, dar nu pot să-mi dau seama cum am mers numai pe lângă gard. Că strada asta e atât de mare. Putea să meargă pe stradă, nu poate să meargă pe lângă și să-i țară papucii într-un loc și el să intre direct în șanțul ăsta. Papucii unde erau? Papucii erau în spate, la vreo 2-3 metri. Nu pot să-mi dau seama, acum a ajuns papucii acolo și el cu capul jos. Și acum, să fim sinceri, nu l-a fost drept. A fost cam pus într-o parte, așa, cam aruncat cum ar veni. Da. Nu i-au fost aprins. Nu i-au fost aprins. De dimineață a sunat niște băieți la poartă, la mine, la sonerie. A sunat de vreo două ori, dar am întârziat vreo 5 minute și deja venise soțul din spate. Și ce vezi că respectiva, dacă sufăr cu inima, m-a atenționat, ce nu te uita, ci că e ceva, zic, ce este? Și când m-am uitat, era băiatul ăla într-o poziție stranie. Cu mâna, deci mâna dreaptă, așa, să ținea pe ea. Piciorul ăsta strâns și în poziție de... E ciudat. Cum?
cum îl cheamă? George îl cheamă, dar nu știu George, numele, știu numele de familie. Cu capul, și-a rupt coloana. Acum, poliția a fost. A fost la mine la magazin, că ieri a avut ziua de muncă până la 12 și după aia a venit pe la mine, după ce a terminat acasă treaba. Și după aia, pe seara, a plecat acasă. Sau unde a plecat. Și asta e. Nu, a plecat și ne-am întâlnit cu el aici la bar. Și apoi, până dimineață, n-a știut nimic de el. Nu, am crezut că e până la băieți în sat. Că mai sta și unele seri în sat. El a mai avut așa, s-a bătut nu. Cineva? Nu. Nu era scandalagiu? Nu. Era... Deci pur și simplu nu știți ce s-a întâmplat? Nu. Dar că m-a chemat un vecin, m-a întrebat dacă e frate meu acasă și am zis că nu. Și m-a întrebat, ia vezi, ăsta e frate. Și când l-am văzut, asta e, s-a întâmplat. De pază, spune și dar acum te-ai gândit să vorbești de pază, că da, eu îți plătesc 600 de mii pe an, pensionar, atâți oameni spune. Cu ambalaj cu tot. Era slab, rău, copil. Mai spune, era slab. Am avut la treabă, nu-i vorba de asta. Cu așa i-au rămas mâinile și era plin de pământ. La poliție. Chirie, vin la poliție. Da, băiatul. Cu ăla vorbim, cu ăla mic. Cu el. Ultima dată? Băia respectiv. Băia cu minte foc. Ia-te la magazin. Bun, ce mai cu mine? Nu, băut, nu, scandal. Băi, Iulica, băi. Și merg cu spatele și apoi, da, pe aia e, și lui și s-a încapat, a făcut și pe aia, și când a sărit, n-a mai apucat. Și a căzut aici, i-a unica picior, uitați cum este luat pământul aici, i-a unica picior, și a căzut bărbia fixă acolo, unde e. Nu, nu contează, trebuie să opresc cu mama. Nu s-o opresc? Au fost, dar s-au mai ușcat și copiii ăștia, le-am mai mutat de colo-colo. Și acum au venit să le semnalizeze. Asta e, nu știți că așa se întâmplă în România. Oamenii când a făcut, a semnalizat ca să nu cază cineva aici în ele. Dar în parte, în parte. Și acolo au fost astea. Dar asta roșie a fost și acolo. Ferească Dumnezeu de amarul. Dacă te vorbești, nu. Pentru că, bine, și vă dați seama că... Vă dați seama să facem câte ceva aici, în locul ăsta, uitat de lume și uitați ce... Ce, din păcate... De 300 de ori mai mari decât normele. În timpul execuției s-a suspendat execuția pe o perioadă de... În jurul orei 7, în această dimineață, am fost sunați de la poliție, de către șeful de post mai exact, care ne-a anunțat că în satul Ileana un tânăr de 20 de ani a căzut într-o groapă, un șanț mai exact, care reprezenta o lucrare pentru un branșament la alimentarea cu apă.
De cine erau făcute aceste lucrări? De către un operator de profil, o societate comercială care execută lucrarea începând cu mijlocul lunii septembrie anul acesta, în baza unui contract de execuție lucrări. Ce firmă este și ce trebuie să realizeze? În principiu, prin contractul pe care l-a semnat, el trebuia să asigure împrejmuirea amplasamentului lucrării, ceea ce înțeleg din ce îmi spun ei că au și făcut, dar în mod repetat, copiii luau această bandă, pentru că și martorii susțin acest lucru, că în mod repetat împrejmuiau, dar dispărea banda avertizoare. Acum rămâne să vedem, în urma cercetărilor pe care le efectuează poliția, care vor fi concluziile.